Într-o perioadă în care parcarea aeroportului internațional Iași este în renovare și oamenii nu se mai pot deplasa cu autoturismele proprii, compania de transport public Iași a introdus curse regulate ale autobuzelor. Autobuzele companiei de transport public Iași au programate plecări din jumătate în jumătate de oră de la aeroport și spre aeroport, iar biletul costă 3,50 lei, indiferent din ce stație urcă pasagerii. Pasagerii se bucură de această alternativă rapidă și eficientă pentru a se deplasa către aeroport și pentru a se întoarce în oraș, fără să se bazeze exclusiv pe taxiuri sau serviciul de ride-sharing. Cu ce ați ajuns la aeroport? Cu mașină proprietate, am lăsat-o în Ciric aici. Așa și am venit cu autobuzul. Acum vă întoarceți tot cu autobuzul? Da, vreo două stații și de acolo iau mașina. Dacă nu există posibilitatea să vii cu mașina proprietate, e bun autobuz. Numai că e greu cu locurile de parcare acolo. Noi iau taxiul, dacă nu autobuzul, să vedem că nu ne-am informat încă. Este o facilitate pentru călători. Unde aveți mașina lăsată? Parcovca mai departe, eu nu știu unde. Este în parcare? Da. Nu aveți voie să urcați cu mașina? Nu dau drumul că noi aici fac remont. Nu-i scump, nu. Autobuzele introduse pe ruta specială către aeroport sunt dotate cu facilități moderne, precum aer condiționat, scaune confortabile și spațiu generos pentru bagaje, asigurând astfel o călătorie plăcută pentru doar 3 lei cât costă biletul. Asigurăm tot ceea ce înseamnă curse conform orarului, cu cel puțin 4 autobuze. Dacă mai este nevoie, mai suplimentăm, dar până acum nu a fost cazul. Fluxul de călători este destul de mare, mai ales la venirea curselor când există maximul de călători, sâmbătă, duminica, joia. Traficul către aeroportul internațional Iași a fost restricționat începând cu data de 8 mai 2023.